Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta aș vrea să vorbesc un pic despre mașini. Am mai făcut filmulețe despre mașini pe aici și sper că informațiile care vi le dau să fie ok și să vă ajute. În filmul ăsta aș vrea să vă vorbesc un pic despre ce s-a întâmplat în criza trecută cu mașinile, cu piața auto și ce se va întâmpla în criza asta. De fapt, nu știu ce se va întâmpla în criza asta, e o chestie pe care o aștept să o văd. Pentru că în criza trecută s-au întâmplat niște lucruri bune din punctul meu de vedere. Pentru cei care nu știți, criza trecută a fost una destul de nasoală, adică cea din 2009, 2014, 2008, 2013, în funcție de ce surse de informații ai. Perioada poate să difere, dar nu asta e important. În domeniul auto, criza aia a adus o chestiune extrem de importantă, nu neapărat revoluție, dar o inovație, să zicem. Și inovația asta se referă la motoarele downsizing. Da? Adică motoarele turbo de capacități mici. Cam asta a fost ceea ce s-a întâmplat în revoluția în criza trecută și asta a fost oarecum o revoluție pe piața auto, din punctul meu de vedere. Pentru că până la momentul respectiv, motoare turbo găseai pe mașinile cu motoare pe motorină. Cele cu motoare pe benzină, foarte rar vedeai motorizări turbo. Adică erau cumva specifice domeniului sportiv, adică mașinilor cu performanțe sportive. Motorizările turbo pe benzină, dar nici acolo. Pentru că dacă o să vă uitați la niște modele de supercaruri și mașini sportive, o să vedeți că foarte multe dintre ele nu aveau motorizări turbo, ci aveau motorizări aspirate. Chestia foarte, foarte bună care a fost introdusă a fost acest downsizing. Adică în loc de motoare de 2 litri, de exemplu, pe benzină, a scăzut capacitatea cilindrică a motoarelor la 1.4, 1.6, obținând puteri mai mari decât motorizările aspirate de 2 litri, puteri similare sau mai mari și consumuri de combustibil mai mici. Mă refer aici la motoarele pe benzină, așa cum vă spuneam, pentru că motorizările pe motorină nu au suferit foarte mari modificări. Adică acolo lucrurile s-au dus în direcția de îmbunătățire a normelor EU. Motorizările astea pe benzină la care s-au făcut downsizing au dus și la îmbunătățirea normelor de poluare. Dar ele au fost adoptate de către producători, pentru că și producătorii adoptă niște tehnologii sau nu, în funcție și de bani. Adică unul din criteriile importante sunt criteriile legate de bani, e criteriul legat de bani. Și producătorul respectiv adoptă anumite tehnologii sau nu, dacă este, îi oferă și un avantaj financiar. Ori motorizările downsizing au adus avantajul financiar, pentru că în loc de 4 pistoane, de exemplu, s-a trecut la motoare 3 pistoane, ceea ce înseamnă un cost de producție mai mic pentru producător. Reducerea unui cilindru aduce simplificări constructive ale motoarelor respective, iar adăugarea turbinei suplimentare nu aduce complicații care să fie mai mari decât reducerea cilindrului de la motorul respectiv. Mă aștept ca și în criza asta să apară o astfel de chestiune. Bun, în criza asta se merge foarte mult, adică și înainte de criza asta se accentua foarte mult partea de motorizare electrică și partea de trecere la mașini electrice. Din punctul meu de vedere, în criza asta se va stopa chestia asta, pentru că prețurile mașinilor sau se va stagna chestia asta. Nu cred că vor crește mașinile electrice ca și pondere, pentru că prețul mașinilor electrice este destul de mare la momentul ăsta, iar beneficiile pe care le aduc nu sunt chiar atât de semnificative pentru un om normal. Pentru un om care și-a mașina să o conducă și să meargă cu ea zi de zi, să facă naveta, de exemplu. Da? Iar în ceea ce privește companiile, acolo lucrurile stau diferit, pentru că, din punctul meu de vedere, tehnologia electrică nu va pătrunde foarte ușor la companii. Adică își vor lua niște mașini de astea de fațadă,
pe care să le arate în clipuri de marketing și să se dea niște directori cu ele, dar marea masă de oameni, de agenții de vânzări și șoferii de distribuție, probabil că nu vor avea mașini electrice foarte curând. Motivele vedeți că le-am prezentat într-un clip pe canalul Logistic Specialist. Da, e un clip detaliat acolo în care vă explic de ce cred eu că mașinile electrice nu vor penetra piața prea curând. Da? Iar în criza asta mă aștept la o stagnare. Și asta este generată în principal de prețul foarte mare al mașinilor ăstora, comparat cu mașinile cu motorizare termică. Da? Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț YouTube când mai pun filmulețe pe aici. Și rămâneți în continuare că voi dezbate subiecte interesante.